Conducerea combinatului siderurgic Liberty Galați a anunțat că va menține toate măsurile interne de prevenție a infectării cu COVID-19, chiar dacă, la nivel național, autoritățile au ridicat anumite restricții de circulație. Directorul general Bogdan Grecu a declarat că decizia autorităților nu are niciun impact privind circulația la locul de muncă. Asta pentru că, în limitele normelor de protecție, circulația pe platforma combinatului nu era restricționată. În contextul actual, conducerea Liberty apreciază că riscurile privind transmiterea comunitară a virusului vor crește. În acest motiv, nu numai că măsurile de protecție vor fi menținute, ci se va trece chiar la verificări mai severe a respectării acestora. Printre măsurile luate pe platforma siderurgică pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, se numără introducerea obligativității purtării măștilor de protecție în autobuze și spațiile comune, dezinfectarea frecventă a posturilor de lucru, reglementarea strictă a accesului în unitate și păstrarea distanței sociale. Pe platforma combinatului lucrează 5.000 de angajați ai Liberty și aproape 2.000 de angajați ai subcontractorilor.